Câteva tomberoane puse în fața unui bloc de pe strada Ogorului au devenit cea mai mare problemă a locuitorilor din această zonă. În mod constant, deșeurile casnice ajung împrăștiate pe toată strada spre nemulțumirea oamenilor. Patru tomberoane amplasate în stradă în fața unui bloc de pe strada Ogorului au stârnit nemulțumirea zeci de sibieni și asta pentru că tot timpul sunt persoane care caută în ele și aruncă totul pe jos. Astfel, vântul ajunge să le împrăștie cât este strada de lungă, punând în pericol mai ales sănătatea copiilor. Așa trebuie, poate ia și primăria măsuri împotriva lor sau ceva. Cine credeți că tot caută prin gunoaie pe aici? Sunt niște țigănuși care tot umblă, dar și ei sunt neglijenți. Decât să le pui patru containere de astea mine, pui unul de la mare și au liniște.